Salut și bine ați venit la Doar de Lectură! Astăzi încheiem seria Întoarcerea Acasă cu ultimul volum din serie scris de același Orson Scott Card și anume Născuți pe Pământ, al cincilea volum din serie, deci care are undeva la 596-600 de pagini ca să o rutujim un pic și este în traducerea lui Radu Sândulescu. Este de la editura Nemira din colecția Nautilus. Ok, haideți să vă zic câteva chestii despre acest roman și după aceea vorbim un pic și de general, așa, de impresia generală a întregii serii. Hai să vorbim despre acest roman. Acțiunea se petrece undeva peste 400 de ani, de la evenimentele din cartea precedentă, din cel de-al patrulea volum. Cam toți eroii noștri au murit. A mai rămas o singură persoană, Shedemi, care cumva are o viață ciudată. Ea trăiește pe nava spațială, orbitând Pământul, în criogenie, iar mai trăiește câțiva ani, iar se congelează și tot așa. Face chestia asta deoarece ei se pare că asta e treaba ei, să fie grădinarul Pământului. Ca background, așa, încercăm să aflăm cine este păstătorul Pământului. Păstătorul Pământului știm că este o putere, o entitate, o ceva, nu știm ce, cel care trimitea vise eroilor noștri și cumva el își face apariția și în sfârșit se dezleagă și misterul său. Parțial, deoarece și chiar în momentul dezlegării rămân așa niște chestii ambigue. Nu o să vă zic eu despre ce e vorba, dar ca să știm așa un pic, e vorba de sufletul suprem, știți, calculatorul acela incredibil care i-a dus de pe Harmony pe Pământ și cu Shedemi încearcă să afle ce trebuie să întâmple pe fosta planetă, pe Harmony, că lucrurile au rămas acolo în aer, nu se știe ce se întâmplă cu oamenii aceia, cum să facă să-i oprească efectiv de la autodistrugere. Vom afla, bineînțeles, și răspunsul la finalul acestei cărți, un pic. Nu știu, nu e chiar ce mă aștepta. Meu e ok, dar mă rog. Acțiunea se centrează asupra unor teme religioase, ca să spun așa. Deja avem de-a face cu o religie, religia păstraților, și anume cei care îl venerau pe păstrătorul Pământului, care se ghidează după cam toate religiile gândite în istorie, și anume bunătate, iubire față de dușmani, în schimb, o persoană care în tinerețe se prezintă cum suferă de pe urma săpătorilor, deoarece aceștia l-aveau în sclavie, îl biciuiau pe el, pe mama sa, pe, mă rog, niște băieți de rege pe acolo care își băteau joc de el, prinde o ură destul de mare ca să dorească să distrugă săpătorul și fabrică o contra-religie. Există un război al dogmelor parcursul cărții, care în cele din urmă nu vă zic eu cum se termină. Dar, per total, o religie sprijinită de către rege, regele respectivului legat, sprijină egalitatea între toate ființele, adică oameni zburători și săpători, iar celălaltă dogmă încearcă să sprijine supremația oamenilor și, în cel mai fericit caz, egalitatea cu zburători. Mă rog, cam asta e logică, sunt două păreri diferite, logic și ne dăm seama care e cea bună și care e cea rea. Dar și pe parcursul celor 600 de pagini cam avem de-a face cu acest război al dogmelor. Ok, cam aici se termină acțiunea cărții, cu toate că cea mai mare din toate cele 5 cărți are cea mai puțină acțiune, să spun drept, și pe alocuri devine un pic plictisitoare. Sincer, acțiunea din această carte cel puțin 200 de pagini are în plus față de cât consider eu că ar fost o carte legată. Devine plictisitoare, lipsită de acțiune, sincer am ajuns să regret lipsa complotelor care mă izasperaseră pe parcursul celorlalte 4 romane. Pentru că aici cartea stagnează mult, se dă prea multă importanță dogmei și prea multă importanță comploturilor religioase, prea multă importanță modului de gândire a fiecărei religii și a modului de gândire și provăduire, mă rog, nu știu, m-a dezamăgit cartea, vine cu niște răspunsuri, într-adevăr, la final. E ok, doream răspunsurile respective, nici alea nu sunt, nu știu, au fost ok, nu zic, nu,
parcă cumva m-a lăsat în așteptare și am preconizat că vor fi niște răspunsuri mai extraordinare, blow mind, wow, au fost, nu, foarte, mă rog. Ni se dă și un final, să-i dau și o notă, 7 din 10 în cel mai fericit caz, da? Deci, ultima e clar cea mai slabă din serie, e clar că autorul a rămas fără suflu sau, nu știu, mă rog. Privind acum seria pe ansamblu, o problemă care m-a deranjat pe parcursul întregii serii, mai puțin acest rom, pentru că aici nici aia nu apare, sunt comploturile care se repetă la infinit, iar și iar și iar și iar, aceleași comploturi care o dau în bară, nicio problemă, aceleași complotiști, aceeași o rețetă, o mâncare reîncălzită iar și iar și iar și iar parcursul celor patru romani, care duce la repetiții și, mă rog. Al doilea lucru care m-a deranjat destul de mult la întreaga serie sunt personajele feminine. Nu în sine personajele feminine, ci modul cum evoluează ele. Pentru că în primul roman aveam de-a face cu niște personaje feminine puternice, conducătorul orașelor, persoanele care luau deciziile cele mai importante, mă rog, niște persoane cu adevărat puternice, niște caractere strong, oameni politici, vorbim de mama eroului principal, Rasa, care efectiv conducea orașul, mă rog, și așa mai departe. Pe parcursul romanelor se pare că aceste personaje cumva decad și de niște personaje importante în lumea politică devin niște mame purtătoare de copii cu niciun fel de, nu știu, dorință de afirmare, cu nicio ambiție politică, niciun fel de chestie, pur și simplu singură lor țel e să îi nască soțul un copil. Iar de fiecare dată când iau atitudine, iau pentru a-și sprijini soțul. Mi se pare, nu știu, efectiv ele au devenit o parte integrantă a soțului fiecare. Și vorbesc aici de absolut toate personajele feminine care, teoretic, fiind mult deasupra soților lor în oraș, ar fi trebuit ok, poate două, trei s-ar fi mulat pe dorințele soților, dar și restul față, în general, mai sunt mici chestii în care soția se răzvrătește, dar și după mica răzvrătire se întoarce imediat la soț. Am fost foarte dezamăgit, am considerat, nu știu cum să-i spun, oportunitate ratată de a valorifica niște personaje. În schimb, autorul a ales să centreze asupra celorlași personaje pe care v-am spus, le-a făcut să repete aceleași acțiuni, aceleași comploturi, aceleași, când avea la îndemână personaje puternice, bine construite, de la care aveam așteptări și aș fi vrut să văd mai multă implicare, mai multe, nu știu, chiar și comploturile respective, dar cu alți jucători. N-am avut de-a face chestia asta, a fost o chestie care s-a anunțat bine, a pornit bine seria, dar cu cât am avansat în serie se pare că am scăzut, mai ales după primele 3, volumul 45 a fost chiar destul de slăbuțe, probabil că autorul a rămas fără suflu sau eu m-am plictisit de, nu știu, acțiune, de lume, de, mă rog. Mări cu încă 100 de pagini volumul 4 și cu încă 100 iarăși volumul 5, poate că au contribuit și astea la faptul că m-au plictisit ultimele două volume. Per total, acum nu e o serie proastă, merită citită, te poți opri după volumul 4. Volumul 5 poate fi citit separat, dar și nu prea. Dar primele 4, din păcate, îți mai lasă vreo două răspunsuri care le găsești la finalul cărții este. Oricum, ar fi de preferabil să fie citite toate 5, pentru că, v-am zis, din păcate ăsta e rupt de restul. Da, într-adevăr, face niște trimiteri, mai multe trimiteri, face niște evenimente care au loc între volumul 4 și 5 și pe care noi le aflăm doar din amintiri, din scrieri, din povestiri, etc. Niște chestii destul de importante care au un impact mare asupra însăși civilizației și modului cum evoluează ea în această carte. Cam asta e ceea ce vreau să vă spun. Per total, seria, dacă ar fi să dau o notă întregii serii, am să-i dau un 18-9, hai să-i dăm 9 până la urmă, că asta este. A venit cu niște idei interesante, mi-au plăcut, v-am spus, ultimele sunt mai slare. Asta e, astea fiind spuse, duminica viitoare vom face un unboxing. Până atunci vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți
Doi nici de lectură.